Salut! Eu sunt Faibo X și ăsta este Manga Bay de la Monkey Banana. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Probabil că numele Monkey Banana ar fi mai relevant dacă vorbeam despre monitoare de studio. Compania germană a ales să intre și pe piața de microfoane de studio și sunt sigur că în curând vor fi menționați lângă companii precum Audio-Technica sau AKG. Manga Bay este un microfon de studio cu tub de tip condenser, cu diagrame polare multiple și alimentator dedicat. Microfoanele condenser cu tub sunt microfoane foarte sensibile, ce pot prelua chiar și cele mai mici sunete din jurul lor, adăugând sunetului căldură și caracter. Tubul este selecționat și testat manual înainte de instalare și este din seria 12AX7. Manga Bay are diagramă polară multiplă. Asta înseamnă că poate fi setat să preia sunetul fie omnidirecțional, adică de jur împrejur, cardioid, adică din față, cu o deschidere de 120 de grade, sau în formă de 8, adică din față și din spate. Setările omnidirecțional și figura 8 sunt foarte bune atunci când vrei să înregistrezi mai multe persoane în același timp. Toate setările se fac din unitatea de alimentare dedicată. Pe lângă setările de diagramă polară, ea alimentează microfonul și transmite mai departe sunetul către placa de sunet sau către mixer. Așadar, nu mai ești condiționat de sursa de 48V Phantom Power, ce e necesară pe plăcile de sunet și mixer în cazul microfoanelor condenser clasic. Răspunsul în frecvență este între 20 și 20.000 de Hz. Raportul de zgomot este în jur de 80 dB. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vei avea o bandă foarte largă de frecvențe ce pot fi captate, de la voci până la instrumente clasice, chitări, viori sau piane. Zgomotul de fond captat odată cu sunetul sursă va fi minim, cu condiția ca sunetul sursă să fie la un volum corect, nu mai mare de 135 de decibeli. Diafragma, adică piesa care preia vibrațiile sunetului și le transferă mai departe, este printre cele mai mari, măsurând 34 de mm în diametru. Manga Bay este un microfon poziționat în gama mid-level datorită prețului, dar dacă ne uităm la specificațiile tehnice și faptul că este un tube condenser, îl putem poziționa ușor în gama Pro. Poate înregistra o gamă foarte largă de surse, de la voiceover, podcast și livestream, până la instrumente analog și voci în studiouri profesionale. Manga Bay se conectează la unitatea de alimentare cu ajutorul unui cablu special cu mufă cu 7 pini. Conexiunea dintre placa de sunet sau mixer și unitatea de alimentare se face cu un cablu clasic XLR. Alimentarea la rețea se face cu un cablu standard de alimentare cu împământare. Microfonul vine în pachet cu unitatea de alimentare, un cablu cu 7 pini, un cablu de alimentare cu împământare, o husă de transport, un shock mount și un manual de utilizare. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Acesta a fost Manga Bay de la Monkey Banana. Eu sunt Faibo X, over and out!